astăzi, așa cum am arătat, a avut loc ședința de bilanț a pachetului, prezentarea raportului de activitate a pachetului de pe lângă Tribunalul Arad și unitățile subordonate. La această ședință a participat, așa cum a arătat și la procuror general, domnul Marius Bunarcea, consilier al procurorului general, și doamna Oana Șmitrăineanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, precum și domnul procuror general Vasile Dăț de la parchetul Curții de Apel Timișoara. Ca și o concluzie a desfășurării acestui raport de activitate, vreau să vă spun, încep concluziile, dar o să continuăm după aceea cu amănuntele, activitatea procurorilor de la parchetul de tribunal și unitățile subordonate s-a desfășurat la un standard ridicat de exigență și rigurozitate. Vreau să arăt că în activitatea parchetului de pe lângă Tribunalul Arad și a unităților subordonate au existat 8471 de dosare soluționate și aproximativ 11738 de cauze penale înregistrate în anul 2010. La nivelul pachetului de pe lângă Tribunalul Arad ca și unitate distinctă, au fost înregistrate 638 de dosare penale. În activitatea totală, ponderea a avut-o pachetul de pe lângă Judecătoria Arad cu un volum total de cauze soluționate de 5561 de cauze. În activitatea de urmărire penală proprie, care presupune o muncă mai complexă și un efort suplimentar din partea procurorului, ponderea a deținut-o parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, care a soluționat 252 de dosare de urmărire penală proprie, din 322 de dosare de urmărire penală proprie la nivelul parchetului, la nivelul întregului parchet. Un indicator important al activității parchetului în acest an a constituit procentul rechizitorilor în totalul dosarelor soluționate și din acest punct de vedere vrem să arătăm că procentul rechizitorilor la nivelul celor 6 unități de parchet a fost de 11,54%, cu mult peste media pe țară, care este de 7%. Ce înseamnă asta? Că în acest an au fost redactate un număr de aproximativ 978 de rechizitorii din cele 8000 de cauze soluționate. Aceasta însemnând 11,54%. Pentru a avea o reprezentare exactă a acestui indicator, pe raza Curții de Apel Timișoara, la parchetul Tribunal Timiș au fost soluționate 15273 de dosare și întocmite 1450 de rechizitori, ceea ce înseamnă 9%, iar la parchetul Tribunal 9,5%, iar la parchetul de pe lângă Tribunalul Reșița și unitățile subordonate, la un număr de 7225 de dosare soluționate, au fost întocmite 216 rechizitori, ceea ce înseamnă 9,55%. La nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Arad s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de rechizitori la urmărire penală proprie. Procentul rechizitorilor în total lucrărilor soluționate de parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a fost și mai mare, respectiv de 30,91% față de anul precedent, când creșterea a fost doar de 17,68%. Altfel spus, unul din trei dosare soluționate de parchetul de pe lângă Tribunalul Arad s-a finalizat cu o trimitere în judecată. Acest lucru înseamnă că parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a încercat să elimine balastul din activitatea sa și să nu soluționeze doar dosare mai puțin importante, să nu facă doar, să nu dea doar soluții de netrimitere în judecată, ci s-a axat pe dosare importante care au avut finalitate. O creștere importantă la parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și unitățile subordonate s-a constatat în ceea ce privește numărul de inculpați arestați. De la 108 inculpați în 2009 la 126 de inculpați în 2010. Ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 16,26%. Această creștere s-a luat pe fondul măsurilor ferme aplicate în îndeplinirea obiectivelor prioritare ale parchetului, pe care le-am expus în anul precedent, între care se enumera și desfășurarea unei activități susținute de combaterea infracțiunilor de violență împotriva persoanei,
prin monitorizarea permanentă a grupărilor violente care acționează pe raza județului Arad și aplicarea de măsuri ferme preventive în baza legii urgente și atunci când se impune punctual față de astfel de făptuitori. Astfel de acțiuni constituie o prioritate și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Țării. Acest indicator, respectiv faptul că instanța a dispus mai multe măsuri preventive, respectiv măsura arestării preventive, este de fapt reflexia modului în care instanțele de judecată au perceput propunerile de arestare ale parchetului și o confirmare a faptului că obiectivul comun al ambelor instituții este combaterea infracționalității în condițiile respectării stricte ca prevederilor procesual penale. Mai vreau să vă spun că în acest an parchetul Arad a soluționat cu operativitate cauzele penale, procentul de operativitate fiind de 85,04%. Altfel spus, cea mai mare parte a cauzelor soluționate de parchetul de pe lângă Tribunalul Arașului Unitățile Subordonate, respectiv 7203 cauze, reprezentând 85% din totalul soluțiilor, au fost soluționate într-un termen mai mic de 6 luni de la sesizare. Așa, în cursul anului 2010 au fost declarate de procurorii încadrați la toate parchetele din județul Arad 201 apeluri și recursuri. Procentul de admisibilitate al apelurilor și recursurilor a fost de 64%, respectiv, și altfel spus, din 201 cauze soluționate, au fost admise 129 de apeluri și recursuri. A crescut numărul participării procurorilor de la toate parchetele din județ la ședințele de judecată penale, în speță 13.157 de participări față de 11.914 în 2009, ceea ce echivalează cu o creștere de 10%. A crescut numărul cauzelor judecate cu participarea procurorului de la 4.755 în anul 2009 la 5.632 în anul 2010, ceea ce înseamnă o creștere de 18.4%. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad la începutul anului trecut și a avut ca obiective prioritare pe lângă combaterea infracțiunilor de violență împotriva persoanelor și infracțiunile de corupție. Combaterea infracțiunilor de mică corupție constituie o prioritate a Ministerului Public și o condiționalitate impusă României în procesul de aderare la spațiul Schengen, un mecanism de cooperare, verificare. Am acordat atenția acestui aspect și în acest an, la parchetul de pe lângă Tribunalul Arad au fost întocmite 23 de rechizitorii privind 30 de inculpați pe infracțiuni de corupție, respectiv infracțiuni de dare de mită, infracțiuni de trafic de influență. În instrumentarea acestor dosare, procurorii au dat dovadă de fermitate în 13 situații, fiind vorba despre 13 situații, dispunându-se de către instanța de judecată, față de 13 inculpați, măsura arestării preventive. În ceea ce privește calitatea inculpaților, subiecția activă a infracțiunilor de corupție, instrumentate în cursul anului 2010, au fost și 5 agenți de poliție, 4 fiind cercetați în stare de arest preventiv. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad nu doar a trimis în judecată 30 de inculpați, noi am analizat mai departe în raportul de activitate soluțiile dispuse de către instanța de judecată și vreau să vă spun că instanța, respectiv Tribunalul Arad, a pronunțat 18 hotărâri privind 27 de inculpați, în care din 17 inculpați, în 17 cauze, a adoptat soluții de condamnare privind 25 de inculpați. Deci, toți inculpații trimiși în judecată au fost condamnați de către instanța de judecată.